Un studiu recent arată că 2 din 3 români sunt foarte stresați la jobul pe care îl dețin. SMS-urile primite din partea șefilor, sarcinile suplimentare care nu se află în fișa postului sau condițiile de lucru nefavorabile sunt doar câteva dintre motivele de care românii se plâng. Dacă și în privința romașcanilor lucrurile stau la fel, aflăm chiar de la ei imediat. Normal că poate. De ce? Pentru că nu ai cu ce să trăiești, nu ai pentru viața de toate zilele. Credeți că și căutarea unui loc de muncă produce același stres? Sau doar jobul în sine? Oricum, dacă ești interesat, nu aștepți numai un job. Poți, la început, poți să accepti orice muncă ca să poți să desfășori o viață normală. Locul de muncă poate reprezenta un factor de stres? Poate. De ce? La caz, la caz. Care ar fi meserile care nu sunt atât de stresante și cele care, dacă câteva exemple? Din meserii nestresante? Da. Eu zic că depinde de locul de muncă. Dacă îți faci datorie, ai și stres. Dacă nu, nu. Tinerii în ziua de azi sunt mai stresați să-și caute un loc de muncă sau să lucreze? Eu cred că să stea mai mult. Nu știu cât le place de muncă să muncească. Vor bani mulți și muncă mai puțină. Pe termen lung, stresul poate cauza afecțiuni serioase, avertizează specialiștii. Fiindcă nu ești sigur nici pe locul de muncă și apoi tineretul, eu știu, unii vrea la un loc de muncă care convine, alții mai bătrâni nu găsesc, că nu-i primești. Deci considerați că este stres și să cauți un loc de muncă, dar și când te angajezi este stresant? Da, este, sigur că da. Oamenii muncesc și ce ar fi atât de stresant la un loc de muncă, de exemplu? Păi, depinde ce lucrezi și având în vedere că locul de muncă, prin locul de muncă îți câștigi existența, este destul de stresant. Băi, în multe cazuri da, să știi. De ce? De ce cauză? Păi nu știu. De ce apare stres? Tu ce lucrezi? Reporter. Păi și nu-i un stres? Depinde cum îți organizezi meseria. Exact. Dar care ar fi meserile mai stresante care sunt pentru... Nu știu, IT-ul cred, nu? Oamenii din IT? Eu așa cred. Și la fel de stresant e să găsești un loc de muncă sau să te angajezi? Cred că ambele. Cred că ambele. Important e să știi să stabilești un țel, să știi ce vrei să faci. Depinde, da, și de meserie ei care nu... Dumneavoastră, dacă nu vă spuneați, ce lucrați? Eu fac greșifanți. Și există un stres în meseria dumneavoastră? Când nu ai și vrei să schimbi altceva, alt fel de muncă, cam e stres. Că nu... Stresul poate fi și pentru căutarea unui alt loc de muncă. Alt loc de muncă, ca să te acomodezi și la celălalt loc de muncă. Sunt mulți care nu se acomodează și... Stresul la muncă poate compromite atingerea obiectivelor atât din punct de vedere individual, cât și din punct de vedere organizațional.